Aerul călduț de primăvară, care s-a revărsat peste sudul României, are avantajul de a atenua infecțiile acute ale căilor respiratorii. De altfel, potrivit unei statistici întocmite de specialiștii Direcției de Sănătate Vâlcea, numărul persoanelor afectate este în scădere și, oricum, mult mai mic decât cel de anul trecut din aceeași perioadă. În săptămâna 25 februarie, 3 martie, am înregistrat un număr de 325 de cazuri de infecții acute de căi respiratorii superioare, din care 16 au fost internate. Un număr foarte mare a fost înregistrat, sau mai mare, a fost înregistrat la grupa de vârstă 5-14 ani. Este vorba de 98 de cazuri, din care 2 internate. În ce privesc pneumoniile, în aceeași perioadă au fost înregistrate un număr de 96 de cazuri cu 35 internate. Cel mai mare număr de pneumonie a fost înregistrat la grupa 0-1 an, 21 de cazuri cu 13 internate. Nu s-au înregistrat decese, cum spuneați și dumneavoastră, datorate gripei în județul nostru. În săptămâna de care vorbeam au fost înregistrate însă 4 cazuri de gripă. Toate au fost diagnosticate din punct de vedere clinic și au fost internate. 2 la grupa 15-49 de ani și 2 la grupa 50-64 de ani. Numărul virozelor respiratorii și al gripei în ultima perioadă a scăzut simțitor față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ne bucură și sperăm să nu mai înregistrăm săptămâna viitoare niciun caz de gripă și din ce în ce mai puține infecții acute de căi respiratorii superioare. Curios lucru, dacă în cazul virozelor respiratorii cei mai afectați au fost copiii cuprinși între 5 și 14 ani, în cazul pneumoniilor, nou-născuții și copiii sub un an au fost cei mai afectați.